Nisporeni, femeile sunt mai afectate de șomaj decât bărbații, potrivit datelor oferite de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din Teritoriu. În anii 2012 și 2013, aproximativ 65% dintre șomerii înregistrați la agenție erau femei, iar în primul trimestru al anului 2014 și mai multe femei din Nisporeni au devenit șomere. Din totalul de 233 de șomeri înregistrați, 166 sunt femei. Eu stau la evidență la Agenția Forței de Muncă de jumătate de an deja și sper să-mi găsesc ceva de lucru. Cu ajutorul târgului locurilor de muncă, aici noi avem posibilitatea, cred că să ne angajăm undeva la lucru la noi în țară. Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din Nisporeni vine în ajutorul șomerilor din raion, organizând diferite instruiri pentru ei. Agenția Nisporeni organizează la data de 20 mai, în incinta școlii profesionale, la Târgul Locurilor de Muncă. Pe această cale vreau să invit toate persoanele care doresc să-și caute un loc de muncă să vină la Târgul Locurilor de Muncă pentru ca să aibă posibilitatea de a discuta cu angajatorul față în față și a se angaja cât mai rapid în câmpul muncii. În prezent, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din Nisporeni are la evidență 285 de șomeri și 155 de locuri vacante.